În urmă cu câteva minute a fost anunțat un atac asupra capitalei Libanului, Beirut. Alături de mine este Sorina Matei, editor al RFNews, care vine cu ultimele informații. Bine te-am găsit, Sorina. Bună, Andreea. S-a mai întâmplat și astăzi, după pagere, walkie-talkies. Păi nu, dar se întâmplă în fiecare zi și aseară au atacat, dar în acest moment toate posturile internaționale de televiziune au spart emisia pentru că IDF anunță un atac țintit asupra capitalei Libanului. Pare că într-adevăr acest război s-a mutat în nordul Israelului, în sudul Libanului, dar în acest moment armata israeliană anunță că a atacat prin 3 lovituri țintite capitala la Libanului, Beirutul. Încă nu se știe dacă este practic trei momentele acestui început de război cu Libanul sau dacă vorbim de un atac țintit, în sensul că IDF a încercat să-l asasineze pe unul dintre ajunții secretarului general al Hezbollahului, Nasrallah, pe șeicul Naim Qassem, comandantul secund al organizației Hezbollah. Vedem că ceea ce transmitem acum este o preluare de la Al Jazeera, cred, care transmite imagini live din capitala Beirutului. N-ar fi primul atac, pentru că IDF-ul l-a asasinat acum aproape 2 luni pe un alt ajunct al lui Nasrallah, înainte de asasinarea lui Hania, Ismail Hania de la Hamas în Teheran, dar bineînțeles că lumea arabă și Republica Liban consideră din nou o încălcare a suveranității sale. Povestea escaladează, vedem, de câteva zile, de când a apărut exploziile cu pagere, după aceea walkie-talkie. Ieri a vorbit șeicul Nasrallah, spunând, recunoscând într-un discurs de o oră că, într-adevăr, organizația Hezbollah a primit o lovitură destul de puternică de la IDF, de la armata israeliană, dar Hezbollahul va răspunde. Tot în urmă cu câteva zile, cred că 2 zile, s-a înregistrat o altă premieră, guvernul libanez, deci statul libanez a rugat organizația Hezbollah să răspundă Israelului. Vedem că lucrurile astea cumva se întâmplă de când a început războiul din Gaza, dar nu cu asemenea intensitate. Acum vedem intensitatea războiului mutându-se la frontiera cu Libanul. În general, IDF-ul, armata israeliană, atacă sudul Libanului. Aseară a fost un atac cu 70 de rachete. Ieri, în timpul discursului lui Nasrallah, avioanele izraeliene au spart bariera de sunet în Beirut și au coborât pur și simplu la nivelul clădirilor, înspăimântând populația din Beirut. Iar astăzi din nou avem o escaladare transmisă în direct în acest moment de toate posturile internaționale, IDF-ul atacând direct în inima Libanului, în Beirut, în ceea ce jurnaliștii transmit că este o operațiune țintită de asasinare a unui secund a lui Hassan Nasrallah.